Bine v-am regăsit! Nu-i așa că acum, având și un fundal audio, într-o variantă gratuită, având și niște trucuri legate de inserarea unor videoclipuri și imagini, puteți să vă considerați provocați. Sper să descoperiți mai multe. Cum putem transforma prezentarea noastră într-una și mai spectaculoasă? Am putea să oferim celor care vor vedea prezentarea un element interactiv și voi folosi integrarea din creațiile geniali a unui element care mie îmi place foarte mult, apăsați pe More. Și dacă vă duceți în More, adică mai multe, veți găsi aceasta. Uitați cum pur și simplu se inserează și să adăugăm doar urările noastre final. La iepuraș. Vă doresc. Le trimiteți ele un mesaj personalizat. Nu uitați, puteți redimensiona de aici. Enter. Și dacă nu doriți să fie atât de sensibil acele diacritice, alegeți un alt tip de scris. Și vă recomand Cambay sau multe altele, dar sunt foarte multe care permit diacritice. Aici puteți chiar să inserați de la cine, cui și cum aveți deja timpul salvat, dar observăm, nu ne ajută aceste elemente. Și pot să vă spun că pot fi înlocuite, fără să nu stricați absolut nimic legat de imagine, pentru că imaginea este foarte frumoasă, interactivitatea. Uitați cât de frumoasă este, de ce să renunțăm la ea? Dar cum o putem adapta? Foarte simplu. Replace, mergem în Pixabay, pastăm, Easter. Ok? Vom găsi ceva deosebit. Ceva pentru ce căutăm noi. Să fie în acel colț. Da? Poate că dorim să fie iepurașii pe care i-am avut și la începutul imaginii. Nu ne place pentru că nu este suficient de frumoasă. Poate dorim să avem o imagine doar lalele sau cu elemente. Putem să tastăm chiar Easter și să vedem acești iepurași. Replace. Observăm. Tot nu ne plac. Haideți să încercăm să vă arăt. Dacă adăugăm transparent cu magie, nu mai apare fundalul alb. Putem alege să avem aici elementul respectiv. Vă place, nu? Iar aici îl înlocuim cu transparent și avem un alt element în partea opusă. Având în vedere că a fost vorba despre iepuri, haideți să punem totuși doar ouă. Nu sunt variante foarte multe pentru transparență, depinde ce căutați. Haideți să punem un altul. Și putem să redimensionăm, să vedem cum arată. Putem înclina dacă vrem. Să vedem dacă ne place. Scrisul nu este potrivit. Ok, și pentru că am vorbit de iepuraș, totuși, multe cadouri de la iepuraș.
transparent, ok? Și vom găsi și un iepure, chiar mai mulți. Uitați! Dar nu ne place imaginea, o decupăm, alegem un singur iepuraș, pe acesta, dăm și uitați cât de frumos apare și mult mai interesant. Bun, prezentarea noastră s-a îmbogățit, ați văzut și elemente cât de frumoase le puteți modifica pe cele pe care le găsiți în geniali și cum puteți doar să adăugați folosind propria creativitate. Și pagina aceasta albă, să presupunem că dorim, desigur, pe aceasta putem adăuga aici, putem să le provocăm imaginația pe pagina aceasta, să îi invităm să rezolve un joc pe care îl avem în Geniali, să îl inventăm noi, avem o pagină, creațiile mele sau din cele pe care sunt de la jocuri. Uitați ce frumos puteți insera, cât de ușor puteți insera un joc foarte, foarte simplu, un joc de memorie pe care, dacă veți alege să-l folosiți, îl inserați cu totul în Geniali sau doar secvențele. Da? Ne întoarcem aici. Puteți doar să alegeți un element de creativitate. Puteți să introduceți și din video prezentări. Ia uitați ce frumos! Ne place, să zicem, aceasta cu foarte multe elemente culori, să zicem. Putem să ne transformăm slide într-unul și mai frumos. Inserăm un GIF. Nu? Vreau să vă arăt posibilități de a vă juca, pentru că nu este nimic secret aici. Mergem pe cel cu transparent, da? Da, transparent aici apar. Și avem aici un iepuraș cu aceste culori ale curcubeului pe care ne place să credem că le-a trasat el. Puteți pune un mesaj aici, puteți pune o poezie, puteți... Sunt o mulțime de posibilități. Chiar puteți să inserați, de ce nu, aceste elemente grafice. Ia uitați-vă cât de frumos se văd. Bun. Și poate că ne plac foarte mult aceste lucruri, dar vrem ca iepurașul să arate, să vină din partea dreaptă, să vină ușor, să vină rostogolindu-se, nu, să vină rotat, bun, și să nu vină de la începutul prezentării, să fie o surpriză. Ia uitați! Ok, simultan cu acel curcubeu. Sper că v-a plăcut! Și că v-ați lăsat inspirați. Până data viitoare, când veți descoperi mai multe, vă doresc multă creativitate.